Un soldat rus a fost supus unei intervenții chirurgicale extrem de riscante după ce o bombă ucraineană i s-a înfipt în piept în timpul unei ambuscade în Ucraina. Sergentul junior Nicolai Pasenko se simte bine după operație, a dezvăluit agenția de presă rusă TAS, citată de Daily Star. Examinarea a arătat că muniția neexplodată în mod miraculos i-a străpuns coastele și plămânii și s-a blocat aproape de măduva spinării între aortă și vena cavă inferioară lângă inimă. Riscul detonării muniției a fost extrem de mare, a declarat un portător de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării. Acesta a precizat că în timpul intervenției medicii au purtat costume speciale sub halatele medicale pentru a putea efectua intervenția chirurgicală extrem de complicată. Operația a avut succes, iar soldatul va fi transferat la un spital din Moscova. După operație, soldatul a vorbit cu presa locală. El a spus că s-a temut pentru viața medicilor, pentru că bomba ar fi putut exploda în orice moment, relatează știrile protv.ro.